Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un invitat deosebit. Așa că îi spunem un bun venit pastorului Emanuel Dejeu. Ema, bine ai revenit la noi în emisiune. Mulțumesc pentru invitație, bună seara ție și celor care ne urmăresc. Este o bucurie să mă întorc, să mă reîntorc în studioul Prodocens. După ce am fost, cred că, la prima ediție a Realității la zi, nu-i așa? Cu mare drag și noi ne aducem aminte de momentul acela. Practic ai fost omul care, în data de 17 martie 2020... Am apăsat butonul. Ai apăsat butonul de start, hai să zicem așa, într-un mod plastic, ai tăiat panglica acestei emisiuni. A fost o emisiune, să spun eu, destul de dificilă, pentru că nici noi nu știam cum să începem, ce va ieși, cum va fi, cum ne vom descurca în fața camerei. Cu ajutorul tău și, bineînțeles, cu ajutorul mare al lui Dumnezeu, am dus emisiunea aceea până la capăt și în data de 17 martie ne propunem să facem o aniversare așa frumoasă, așa că sigur vei fi invitat, poate chiar mulțumesc, la acea ediție aniversară. Și iată-ne, Emanuel, după câteva sute de emisiuni, spre peste 250 de emisiuni realizate până acum, ediții cu tot felul de subiecte, iată-ne că Dumnezeu ne-a pus din nou iarăși față în față. De data asta într-o discuție, a zice eu, destul de actuală. Vorbim despre creștinul între fake news și certitudini. De ce este nevoie să discutăm despre subiectul acesta? Cred că nu mai există loc de nicio întrebare, pentru că este un subiect tratat în fiecare zi pe toate canalele și, bineînțeles, în social media. Suntem bombardați, suntem agasați cu tot felul de informații și te rog să... Să știi că avem material mult de când ne-am văzut data trecută până azi, foarte mult material. Foarte mult material și vă rog să ne credeți, stimați spectatori, și dumneavoastră știți că asta e realitatea și noi, cei care trăim în lumea aceasta a informațiilor, a știrilor, a realității, practic, urmărim zi de zi ce se întâmplă atât în România cât și în străinătate și noi avem câteodată tendința de a cădea în plasă. Orice știre falsă este o știre foarte bine ambalată, foarte bine așezată, spun eu, atât de bine pusă în ramă, încât n-ai șanse să nu o crezi. Așa că, Emanuel, în seara aceasta aș vrea să ne uităm puțin la sursa acestor știri false, care sunt, să spunem, metodele și mai ales sursele, cât de nou sau cât de vechi este, să spunem, modul acesta de a dezinforma oamenii și apoi vedem la care sunt efectele. Care sunt, deci, practic, efectele în viața noastră și în special la creștinilor? Ce este un fake news? Zvon, zvonistică. Ce este fake news? O știre care are un sâmbure de adevăr, da, da, dar care este foarte bine ambalată, în așa fel încât să fie foarte credibilă. Să stârnească o emoție, să stârnească un impuls foarte puternic, care să te determine la rândul tău, după ce primești informația, să-i dai drumul mai departe. O consideri valoroasă și te consideri pe tine fericit că ai primit-o și nu vrei să ții informația aia doar pentru tine și dai drumul mai departe. Nu verifici. Deci, practic, devii un reflector. Faptul că pui, îi dai o anumită putere acestei știri, acestei informații, prin procesul acesta de cascadare, de forward, sau cum îi spune, trimitere mai departe, Doamne, distribuire. Da, Doamne ferește să fii o persoană sau o personalitate publică cu ceva credibilitate. În momentul în care iei și trimiți mai departe, tu încarci materialul respectiv cu credibilitatea ta și oamenii care primesc, oamenii care te știu, te cunosc, zic, domnule, dacă de la el am primit informația, atunci cu siguranță el știe mai bine decât știu eu. Suntem efectiv asaltați și dintr-o parte, atenție, și dintr-o parte și din alta, cu știri neadevărate, cu știri false, cu jumătăți de adevăr, cu lucruri care au menirea să stârnească, spuneam deja, o emoție. Câtă informație nu s-a pompat prin presa
miruită, nu? De informație care a băgat atâta frică în oameni. De pildă, eu am dus pe cineva cu mașina, a dus în București și mi-a zis, zice, eu cred că dacă aș contacta virusul, eu nu cred că aș rezista. Dar zic, te știi suferind de ceva? Nu, dar eu cred că n-aș rezista. I-am spus, renunță să mai vizionezi informații care te pot distruge, te pot distruge. Trăim într-o vreme în care și unii și alții profită de pe urma zvonisticii. Alarmare. Cât mai multă emoție stârnim, cu atât mai mult frica copleșește, intră în sufletele noastre și suntem paralizați. Aceleași informații reluate, breaking news, news alert, informații de ultimă oră, aceleași imagini colorate, cadre reluate. Deci sunt o grămadă de tehnici, televiziunea știe cum să facă lucrul acesta foarte bine. Nu mai spun ceea ce face social media. Da, e de 2 ani de zile am ieșit din ceea ce înseamnă social media și încerc să trăiesc mai mult viața reală. Bineînțeles că îmi iau informații, bineînțeles că citesc în fiecare zi presa. Dacă nu mă înșel, fratele Spurgeon, nu? Parcă spunea, am auzit asta pentru prima oară în seminar, că Spurgeon avea Biblia într-o mână și în cealaltă mână ținea ziarul. Da, și mie îmi place să cred că sunt un om cât de cât informat. Atenție! Noi toți credem că informația pe care o diseminăm în noi este întotdeauna informația bună și informația corectă. Niciodată nu ne punem problema ca cumva în sufletul nostru să se cuibărească și neadevăr. Și aici suntem într-o mare problemă. Biblia, nu, spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Asta înseamnă că cercetezi nu doar lucrurile care îți plac. Ajungem îndată și la asta, că sunt oameni care beau apă dintr-o singură vână, dintr-un singur izvor. Numai asta ascultă. Nu ascult. Sunt posturi, să luăm posturile de televiziune. Unele sunt de o orientare, altele de altă orientare. Ce fac oamenii? Ascultă doar ceea ce le place, ceea ce le gâdilă urechea. Și tot ceea ce se servește acolo este luat de drept. Practic devine certitudine. Să mă duc un pic și în domeniul slujirii mele. Sunt oameni pe care îi apreciem și în momentul în care apreciem, în momentul în care l-am îmbrățișat pe un om, am îmbrățișat tot ceea ce spune el. Nu mai filtrăm. De ce? Pentru că el este depozitarul încrederii mele. Eu am încredere în el, am încredere în tine și din momentul în care am încredere în tine, eu ți-am semnat ție un cec în alb și din acel moment tu poți să-mi spui mie ce vrei, pentru că eu am încredere în tine și primesc. Și primesc. Și nu mai diseminez, și nu mai stau să cercetez, nu mai stau să analizez. E adevărat, nu e adevărat. Se ancorează în realitate. Îmi vine în minte un material pe care l-am primit pe unul din grupurile de WhatsApp pe care le avem la biserica pe care o păstoresc. La un moment dat a venit un material, cineva spunea, știu din surse sigure că în a doua zi după ce s-a început vaccinarea în România, o fată tânără de 40 de ani, de la spitalul, nu știu care, spital din București, a murit fata aia, nefiind bolnavă. La două zile am citit poziția oficială. Și poziția oficială spunea doar atât. Menționăm că în spitalul la care se face referință nu am organizat centru de vaccinare. Emanuel, cred că și frica aceasta de moarte justifică până la urmă informația aceasta falsă ca fiind credibilă.
În momentul în care tu primești așa ceva pe telefon, când cineva îți spune la ureche, când primești un link, naște în tine curiozitatea aia. Deci rar reziști tentației de a nu da click, de a nu citi. Rar. Nu știu dacă e cineva atât de tare în care să vadă o chestie. Citește și de mai departe. Citește până nu este șters. Poate primi ceva. Da? Și atunci să vezi frica ta, practic, propriile tale fobii, frica de moarte este una dintre cele mai mari frici. Cu toți dorim să trăim și cu toți ne dorim să fim, să spunem, dacă se poate, veșnic pe pământul acesta. Dar știm că veșnicia noastră nu e pe pământ. E, plecând de la această nevoie a noastră de a trăi și, da, viața, cât de grea este, ne place viața, trebuie să recunoaștem. Da, absolut. Omul începe să-și pună probleme, să se securizeze. Aș spune că este o stare naturală ca o reacție la propria frică. Și atunci încep să-ți pui problema. Să văd ce zice cu tare, ce zice cu tare. Aștept confirmarea și mai mult, știi cum? Fac și acte patriotice, acte de suflet, zice, mă informez și 2-3 din familie, din prieteni și uite așa informația se cascadează, se transmite în mod exponențial, adică de la o glumă sau o informație falsă și nu întotdeauna, aș spune eu, neintenționată, că după ce se întâmplă, cred că putem să vorbim și despre informații false aruncate în piață în interesul, bineînțeles, unor avantaj. Cătălin, nu suntem naivi, sau cel puțin așa ne place să credem. Există trusturi de presă, există agende, există state de plată, dă-i în ăla, ridică-l pe celălalt, să nu lăsăm impresia că suntem naivi. Nu? Adică asta se întâmplă, că noi stăm cu gurile căscate și vedem doar ceea ce ni se servește, pentru că socotim că tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce trece dincolo de ceea ce primesc, ăla ce primesc este adevărul, tot ceea ce resping este neadevăr. Să-ți mai spun ceva. Mi se pare că informația pe care o primești, o primesc pe surse, îmi lasă impresia și mă face să cred că eu sunt puternic. De ce? Că uite, am primit-o. Nu e pentru tot publicul larg. Trebuie să scormonești, trebuie să muncești un pic asidu, să o obții. Dar dacă am primit-o, înseamnă că sunt un om valoros, care dețin informația. Știm că cine deține astăzi informația stăpânește lumea. Deci, în momentul în care eu primesc o veste, în momentul în care primesc o informație care se dovedește a fi falsă, eu mă simt superiorul tău. Pentru că tu nu știi, dar eu știu. Eu știu că de cele mai multe ori ceea ce știu se dovedește a fi un fiasco și a fi un neadevăr. Dar ajungem și acolo. De ce vorbesc astăzi și de ce vorbim astăzi despre fake news? Mi se pare că în ultimul an, aproape se face un an de când am fost aici la voi în emisiune, mi se pare că în două direcții s-au dus alarmiștii de serviciu. Pe de o parte, vestitorii apocalipsei au intrat din nou în scenă. N-au plecat niciunde. Doar că au fost mai liniștiți, mai pe silențios. E în momentul în care pandemia s-a pornit, gata, a început și apocalipsa. Eu mi-aduc aminte, dă-mi voie. Te rog. În ce an a fost războiul din Irak? 90 sau 91? La 1991. 91. Ei, tatăl meu, pe care îl cunoști, care e un om agreabil, de pus pe rană, în momentul în care a pornit războiul din Irak, a zis, domnule, gata, aici se termină, Gog, Magog, interpretări pe prorocie, apocalipsa, s-a dus războiul din Irak. A venit al doilea război cu arestarea lui Saddam prin 2003.
tata și-a updatat informațiile și a zis că ăla este momentul. De fiecare dată când omenirea dă de greu, și trebuie să recunoaștem că de vreo 70 de ani, nu, în Europa n-au fost conflicte majore în partea asta de lume civilizată. Că a fost un pic de revoluție, că a fost, și nu vreau să vorbesc nepotrivit față de cutremurul din 77, care pentru voi cei care ați fost în București a fost o mare durere. Mă gândeam la vârsta ta și făceam repede niște socoteli. Nu era în București atunci. Da. Când omenirea dă de greu, gata, vine apocalipsa. Sfântul Apostol Pavel a fost convins că el trăiește generația sfârșitului. Vreți să vă citesc? Vă rog. Citim. Din Tesaloniceni. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință față de cei ce au adormit, ca să nu fiți ca aceia care n-au nădejde, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam, prin cuvântul Domnului, noi, cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Pavel avea impresia, sentimentul, poate încredințarea, că el trăiește vremea sfârșitului. Că e doar o chestiune de timp până când Domnul va veni. Înțeleg că din istorie și Martin Luther a fost ferm, convins în direcția aceasta. Au venit puritanii. Au venit, ca să nu mai vorbim de mileriști, în secolul XIX, cu toată pregăteala pentru anul 1844. Dacă citim un pic de istorie, să vedem că atunci au fost oameni care au trăit drame mari. De ce? Pentru că s-au pregătit pentru apocalipsa. Spuneam că de vreo 70 de ani Europa n-a mai traversat nicio perioadă nefastă așa, la scară mare. Și a venit pandemia. Care întreținută, asta este opinie personală, întreținută de unii ca să pară o chestiune foarte, foarte gravă, și înțeleg că este o situație gravă. Îmi spunea un amic, când ajungi la terapie intensivă, acolo se termină discursul, se termină tot. Pentru că acolo e pe viață și pe moarte. Și trebuie să-l cred, pentru că este doctor. Deci când ajungem la terapie intensivă, nu mai e loc de discuții, de negocieri. Acolo e viață și moarte. Dar eu i-aș întreba pe acești vestitori ai Apocalipsei. Dacă Domnul mai îngăduie 50 de ani, ce trebuie să spunem acum? Și știu ce trebuie să spunem. Că Domnul vine curând. Și acest mesaj este real și este adevărat în orice vreme. În orice vreme. Nu mă gândesc la apocalipsă când vine pandemia. Nu mă gândesc... Cineva mi-a spus în august. Zice, ai auzit că sunt unii care sugerează că în septembrie se va întâmpla ceva și posibil să... Vorbim de 2020. Deci, în septembrie s-ar putea să se întâmple ceva. Luna intră, astrele... Povești. Și zice, s-ar putea ca în septembrie să se sfârșească lumea? M-am uitat la el și am zis, și gata, plecăm? A rămas om așa. Păi, stai, ce vrei să spui? Păi zic, gata, plecăm? Gata, s-a terminat? Așa de ușor scăpăm? A venit cineva și m-a întrebat, frate, de care parte a interpretării cu privire la necazul cel mare sunteți? Foarte artificială întrebare. De care parte?
biserica va fi răpită înainte de necaz, biserica va fi răpită după necaz, biserica va fi răpită, chiar unii sunt de părere că biserica ar putea fi răpită în, la mijlocul necazului cel mare, că Biblia vorbește despre primii 3 ani și jumătate mai domol și apoi ceilalți care sunt mai dureroși. Și eu mă uit la el și spun, eu sunt de partea lui Hristos. Bun, de partea lui Hristos, da, ca și înțelegere. Zic, frate, vă rog să mă credeți că nu-mi bat capul cu lucrurile astea. S-a uitat omul mirat la mine și a zis, cum nu vă bateți capul, că doar sunteți păstor? Păi zic, da, sunt păstor, dar să vă spun ceva. Dacă viața mea e unită cu a lui Hristos, te rog să mă crezi că nu-mi pasă. Dacă trec prin necaz sau nu trec prin necaz, a fi unit cu Hristos este cea mai bună opțiune pentru orice om care trăiește pe pământul ăsta. Păi și dacă viața mea e unită cu Hristos și dacă El trăiește în mine și eu trăiesc în El, de ce ar trebui să mă îngrijorez? Ar putea veni oricând. Nu, ar putea veni chiar în momentul ăsta, adică emisiunea asta să rămână neterminată. Nu. Emisiunea asta să rămână neterminată și să plecăm și camerele astea să rămână aici și să transmită în continuare și noi să nu mai fim. Sau altfel, oricare dintre noi putem pleca. Deci, Cătălin, noi ar trebui în permanență să fim cu bagajele la ușă. Cu bagajele la ușă. De ce? Pentru că nu știm când vine Domnul. Deci, dacă Dumnezeu va mai lăsa și dacă Dumnezeu mai lasă viață pe pământ, știți de ce o lasă? Ne spune Sfântul Apostol Petru de ce o lasă. Auziți ce spune Sfântul Apostol Petru în epistola care îi poartă numele? Zice așa, Domnul nu întârzie, 2 Petru 3 cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ei, deci dacă Domnul mai lasă lumea, înseamnă că are milă și de tine și de mine și de noi toți. De ce? Ca să ne pocăim și să ne întoarcem cu fața către El. Întârzierea asta, să știi că e o veste bună. Și pentru tine și pentru noi toți. E o veste bună. E o veste bună că încă mai avem timp să ne pregătim. Că încă avem timp să ne pregătim. Și încă Dumnezeu mai are de adunat oameni pentru împărăția celui. Cuvântul Domnului încă se mai vestește. Așa e. Mai e un subiect care e tot de actualitate. Nu? Că emisiunea se numește Realitatea la zi. Absolut. Discutăm realitatea. Okay, realitatea la zi. De ceva timp se vorbește în disperare despre vaccin. Nu o să comit greșeala să mă dau cu părerea cu privire la conținutul vaccinului, la tehnica vaccinului. Frate, pentru asta aduceți doctori. RNA mesageri și tot aduceți oameni, aduceți geneticiani, aduceți oameni care sunt pe fel, care știu ce vorbesc, care vorbesc în cunoștință de cauză. Din nou, în direcția aceasta, văd atâta informație care se azvârle pe tarabă, verificată, neverificată. Mă întorc. Un sâmbure de adevăr. Nu mă dau cu părerea cu privire la vaccin. Mi-ar părea rău, și asta este părerea mea, mi-ar părea rău ca vaccinul să nu mai fie socotit un medicament. Pentru că dacă vaccinul este medicament, da, atunci am dreptul să-l iau sau să-l refuz, dacă e medicament. Mi-aș dori ca libertățile să nu ne fie îngrădite în urma acestei chestiuni. Da? Vezi tu că libertatea de alegere, da, libertatea de credință, libertatea de alegere, și mai mult libertatea de exprimare. Practic, și știrile false, fake news-ul, se răspândesc și în virtutea libertății noastre de a ne exprima. Și aici avem o problemă. Dacă, până la urmă,
știrile sunt atât de multe și vedem asta da. Și în practic, la un moment dat se va apela și la limitarea libertății de exprimare, ceea ce se mai întâmplă din când în când, fie că e social media, da. Fie că vorbim de alte trusuri de presă. Așa este. Iată ce s-a întâmplat peste ocean, nu? Adică cel mai puternic om al planetei a fost cenzurat, i s-a tăiat dreptul la exprimare, la comunicare. Mă rog. Bun, dar Emanuel, avem o întrebare, aș spune eu, critică. Așa. Cine decide ce este adevărat și ce nu este adevărat? Cine este adevărul sau ce este adevărul? Acum noi știm pentru că suntem de aceeași parte a baricadei, noi știm că adevărul este unul, noi știm că adevărul nu e o filozofie, noi știm că adevărul este o persoană, noi știm că adevărul ăsta a fost revelat. E foarte interesant că la întrebarea lui Pilat, dacă ți-aduce aminte da. Ce este adevărul, el întreabă ce este și el primește răspuns cine este. Pentru că Domnul da. Hristos îi spune, eu da. Sunt calea, adevărul da. Și... viața. Da. Foarte interesant. Deci adevărul nu este ce, este cine. Adevărul este cine. Adevărul este o persoană. Bun. E o afirmație periculoasă în lumea relativismului și în postmodernism. Când, dacă tu zici că lucrul ăsta e bun pentru tine, ok, e bun pentru tine. Pentru mine e bun un alt lucru. Chiar avem posibilitatea de a redefini adevărul. Categoric. Categoric. În vremea asta absolut totul este posibil. Dar știi, mă gândeam chiar acum în timpul ăsta. Oamenilor le este dat dreptul în unele state, dacă nu mă înșel, vreo 7 din Europa, să aleagă dacă le este permis dreptul la eutanasie, da? Da. Da? Deci... pentru eutanasie le dăm opțiunea oamenilor să aleagă sau să nu aleagă. Dar oare va veni momentul în care nu vei mai putea alege să te vaccinezi sau să nu te vaccinezi? Nu știu. În momentul de față nu cred că suntem acolo. În momentul de față, așa cum citesc eu și aud, nu se va impune... S-ar putea ca în prima fază să apară un pașaport legat de vaccin care va fi folosit pentru deplasarea în cadrul Uniunii Europene sau între state. Dar eu cred că dacă pandemia se liniștește, nu va mai apela nimeni la acel așa zis pașaport. Nu știu cum va fi folosit, nu știu cum va fi folosită informația, nu știu cum... nu știu, chiar nu știu. Sunt ușor îngrijorat în direcția aceasta, dar nu alarmat. Emanuel, trebuie să recunoaștem că pe fondul acestei crize de sănătate se pot furniza tot felul de informații false, clar, de asemenea se pot lua măsuri tot felul de măsuri restrictive, drastice, restrictive, dar și da. Cu încălcări ale libertății. Categoric. Deci, practic, și asta are la bază o singură frică. Frica omului de a nu muri, de frica de a muri, da? Frica de moarte este cel mai bun motiv pentru a accepta tot felul de tot. Restricții. Și spune, doamne, ca să nu mor, accept să mi se facă asta sau să nu mi se facă. Dar mă gândeam că pentru noi e prima dată în viața noastră, ce să spun, și am spune că amândoi suntem trecuți de jumătatea vieții, am mai trecut și prin alte, am apucat ceva și din vremea aceea de înainte de revoluție. De Tristan. Da. Dă-mi voie. Iov 2:4. Satana a răspuns Domnului. Îmi pare că citez de la cel rău, dar e din cuvântul Domnului. Zice, piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Adevărat. Omul dă tot ce are pentru... ce e mai scump? Ce ne urăm? Domnule, sănătate. Să avem sănătate, că e mai bună decât toate. Da, ne întoarcem. Vreau să spun că pe fondul acesta al fricii de moarte acceptăm absolut orice limitare, dacă se poate. Sunt și oameni care nu acceptă și rămân, așa să spun, izolați sau știu eu, în propriul lor cub
dacă pot să spune, da, fără să interacționeze cu ceilalți, dar majoritatea oamenilor acceptă orice limitare a libertăților. Dacă e să ne uităm puțin așa la istorie și la alte evenimente din viața noastră, hai să vedem până la urmă, este fake news-ul, este știrea aceasta posibil falsă, nu-i zic din start falsă, un eveniment care a apărut în secolul 20, 21 sau știu eu, e cumva mult mai dinainte? Nu, nici vorbă. Pentru noi e ceva nou, nu știu. Nu ne-am mai întâlnit cu atât de multe, cu informații false tot timpul, dar așa de multe într-un timp atât de scurt. Hai să ne uităm puțin și la... Scormonind un pic în scriptură, mi-am adus aminte de două texte din Evanghelia după Matei. Care ne ajută în această discuție. Auziți. În Matei 28:11, pe când se duceau ele, e vorba de femeile care au venit, l-au văzut pe Iisus cel înviat, pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut un sfat, au dat ostașilor mulți bani. Auziți, fake news are și bani. Sau întotdeauna. Întotdeauna. Sau de cele mai multe ori are bani la mijloc. Au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa. Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Pe cine au dat vina? Pe ucenici. Care era treaba cu ucenicii? Erau ucenicii puși să păzească? Nu. Cine-i de vină? Sistemul. Cine-i de vină? Noi? Nu. Greaua moștenire. Ei-s de vină. Din cauza asta, din cauza lor mor oameni în spitale. Mă gândesc cu durere și cu așa o povară în suflet la suferința asta pe care o traversează și au... Și mai ales incendiile. Îți dai seama că pe lângă suferința aceasta a bolii, de curând am interacționat cu unul dintre aceste spitale, bineînțeles, pentru o altă problemă, non-COVID și nu... Și nu vreau să spun că n-am fost vorba despre internare, dar am văzut ce înseamnă să stai la poarta spitalului. La acea selecție care se face la intrare și apoi, bineînțeles, cât e de greu e să comunici cu unul dintre bolnavi. Bun. Paranteză. Paranteză. Știi că cei vestitorii apocalipsei au muniție pentru următoarele 6 luni? Nu mă refer la apocalipsa din scriptură, ci cei care cântă prohodul sistemului de sănătate și, omule, te omoară cu zile. Și ăștia vor folosi toată această mediatizare și vor inocula în sufletele românilor, domnule, nu merită să te duci la spital. Oricum vei muri. Oricum, dacă nu mor de COVID, mor pârlit. Mori asfixiat, mori de frig, mori de infecție, mori de infecții nozocomiale, mori de una, mori de alta. Și oamenii, vă spun, o să vedeți că în perioada următoare tot mai mulți români se vor trata, probabil că asta e deja o tendință, să se trateze de COVID acasă. Dar odată cu incendiul ăsta... O să fie mai mulți. Am un cunoscut care, în urmă cu câteva luni, a fost internat la spitalul ăsta, unde s-a întâmplat nenorocia. A fost 10 zile, 11 zile internat în spital. Tot ceea ce, sănătate, tot ceea ce mi-a spus, a fost, domnule, s-au comportat admirabil. Admirabil cu mine. Grijă, tot. Deci, nu cred că lucrurile trebuie puse doar în această notă, în această lumină. Dar unii vor profita și ne vor servi aceeași partitură. Nu aveți încredere. Nu aveți încredere în guvern, nu aveți încredere în aia.
Bun, hai să ne uităm puțin, Emanuel, ne uităm la fake news-ul din Biblie. Exact. Matei 28. Și le-a zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta. Fratele Cornilescu nu știa de fake news, dar știa de zvon. S-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Să știți că atunci când Matei scrie Evanghelia, care îi poartă numele, trecuseră vreo aproximativ 30 de ani, 30-35 de ani, nu mai știu cu exactitate cât, prima Evanghelie, Evanghelia lui Marcu, Matei și Luca pare să că se inspiră, au parte de acest izvor, Evanghelia după Marcu, dar până în ziua în care Matei scrie Evanghelia, printre iudei ce se știe? Se știe că au venit ucenicii Galileanului și au furat trupul. Dom'le, au furat trupul. Ce s-a răspândit? O minciună. O minciună. Cu ce? Cu bani. Cu ce? Cu interese. Păi eu mă întreb, cum să... Am făcut armata, nu? Am făcut armata. Păi ce ți-ai permis să dormi în post? Ți-ai permis? Dacă te găsea comandantul gărzii sau... da? Comandantul gărzii. 14 zile la Zuhaus, tuns în cap... Eu mai am încă. La mine mai e ce de. Nu-ți permiteai. Văd că străjerii au rezolvat-o rapid cu preoții cei mai de seamă, autoritatea. Las că liniștim noi. Și am trecut într-o experiență de genul ăsta, știu ce înseamnă. Și până ziua de azi s-a răspândit zvonul. Dar asta nu-i tot. Știi că și Mântuitorul ne avertizează să ne ferim de fake news? Ia uzi, Matei 24. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, 24:2. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte și au zis, spune-ne când? Și asta este preocuparea oamenilor. Când? Ceasul. Când? Când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestea? Bun, aici, Emanuel, dă-i mai departe și apoi îi spun... Hai, stai așa, stai să o luăm pe rând. Matei 24 conține toată cuvântarea Domnului Iisus Hristos, recomandarea, ba și o pildă, îndemn la veghere. Dar sunt mai multe planuri care se întretaie. Distrugerea Ierusalimului, venirea Fiului Omului și sfârșitul tuturor lucrurilor. Și uite așa merg, uite așa. Și dacă nu ții cont de lucrul ăsta, tragi concluzii, care, cuvinte referitoare la dărâmarea Ierusalimului le poți prelua ca fiind pentru lucrarea exact. La sfârșitul vremurilor. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Știi cui spune Hristos Domnul aceste cuvinte, băgați de seamă să nu vă înșele cineva? Celor care erau foarte curioși de când? Dar și din tendința asta, Emanuel, de a fi pregătit. Și de ce până la urmă, hai să spun, ok, dacă aș fi, să spunem, conștient de ora la care ar veni cineva, șeful în control, aș face tot ce aș vrea până la vremea respectivă și la vremea când știu că trebuie să apropii, atunci încep să mă pun să lucrez. Deci omul tot timpul are tendința de a fenta, de a împăca și propriile voințe și propriile, să spunem, și proprii de frici. Cătălin, îi găsim pe Sfinții Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos în Cartea Faptelor Apostolilor, de asemenea preocupați de date și de cifre. Deci apostolii, Faptele Apostolilor 1:6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Date.
Da, pentru că până atunci mai aveau treabă. Mai aveau treabă oamenii. Înțelegi cât de stăpân pe sine poate fi un om care tocmai a vizionat un material despre sfârșitul lumii. Am un prieten care viziona un vestitor din ăsta al Apocalipsei. L-a vizionat până când, zice, m-am uitat și într-un mesaj din ăsta mi-a făcut recenzia numărului tancuri ale armatei izraeliene, numărul de avioane, câte tancuri au rușii, câte tancuri au chinezii, câte tancuri au... Și îmi zicea, păi eu din armată vin. Era pe vist. Adică armată pe viață. Păi zice, eu asta, lasă-mă frate, predică-mi-l pe Hristos, lasă-mă cu tancurile și cu dronele și cu toate. Oricum, Cătălin, oricum nu le știm, da? Deci informațiile care sunt date către noi, aș zice că sunt resturi, frate. Cred că nici adică... o țară nu își dă în vileag informația militară. Să poftim. Nu spune că te numeri de avionare. Poftim. Mă rog. Dar, zice, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cine? Ucenicii? Ucenicii pot fi înșelați? Cu siguranță. Nu. Dă voie. Păi au stat 3 ani și jumătate cu Mântuitorul. Cum adică să fie înșelați? Păi au primit informația de la prima mână. Bun, dar până la urmă să ieșesc, sunt oameni. Înțelegi? Asta înseamnă că ei nu sunt invincibili în fața informațiilor false. Și care sunt avertizările Mântuitorului? Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și citesc unea și vezi ciumi? Pandemia. Gata, a început durerea. Păi frate, niciunul dintre noi n-a trăit în 1918. Nu putem decât să luăm de bun izvoarele. Ce citim despre pandemia, cum s-a numit, gripa spaniolă. Cred că oamenii care au trăit gripa spaniolă s-au putut și ei gândi la rândul lor, gata, s-a terminat. Ca să nu mai vorbim de război, ca să nu mai vorbim de al doilea război mondial care a ținut ani de zile, în vreo 6-7 ani. Linia frontului a trecut pe lângă ei, ravagile pe care le-au făcut cei din armata sovietică, care au intrat prin case, au luat femei, au maltratat oameni, și-au bătut joc de atâția oameni, și îmi imaginez că nu doar în România. Păi oamenii aceia au înțeles că a venit sfârșitul. Eu nu spun acum că sfârșitul nu va veni. Nu, sfârșitul este iminent. Doar că e un alt mesaj care trebuie predicat. Noi trebuie să-L predicăm pe Hristos. Nu teama de flăcările iadului ar trebui să stârnească credință în noi. El va veni la vremea la care Hristos și Dumnezeirea va pune toate lucrurile în ordine, va începe și moartea a doua. Dar până atunci și acolo, cred că ar trebui să trăim aici. Bineînțeles, cu ochii acolo, cu ochii în veșnicie, dar noi trăim aici și acum. Dar cum e să trăiești aici și acum cu frica aceasta că s-ar putea să mori în fiecare zi și să te infectezi și mai mult să trăiești cu regretul acesta că din cauza ta poate au mai muri și alții? Mărturisesc că acest sentiment... Să trăiești cu frica asta de moarte, adică te trezești dimineața și sunt... A, poate azi
mă infectez sau nu mă infectez. M-a încercat și pe mine, gândindu-mă la... Nu știu, și noi am avut, nu, cunoscuți oameni care au plecat acasă, care s-au mutat la Domnul dintre noi, oameni care au avut o evoluție fulminantă, rapidă, nu? De ordinul câtorva foarte zile. Foarte mulți păstori, foarte mulți slujitori. 15, 17 zile, 20 de zile, 30 de zile, out. Stau și mă întreb, cred că e greu de dus pe sufletul unui om această povară. Uite, eu m-am dus bolnav, el a luat, eu trăiesc și el a plecat. Cred că e greu. Dar putem să gândim și altfel. Dar, cât dintre noi am dus-o și fără să știm? Păi, n-am auzit de cuvântul ăsta asimptomatic până anul trecut. Nici nu știam că există în dicționar. Asimptomatic. Asimptomatic. Cred că nu există un alt cuvânt mai uzitat în anul 2020. Creștin asimptomatic. Asimptomatic. Da. Cu privire la Matei 24, hai să-ți mai spun ceva. Te rog. Eram copil, mic copil, când am vizionat împreună cu familia mea, prin 86, filmul și toată seria Răpirea. Dacă ți-aduceam, era o serie. Am auzit de ea, n-am vizionat. Nu Left Behind. Left Behind... E mai nou, după anii 90. Da, a fost după anii 90. A fost o altă serie cu Răpirea, Un hoț în noapte. Filmul al doilea se numea Un hoț în noapte. Doamne, eram copil. Am stat și am vizionat, 84 sau 86, am vizionat filmul respectiv cu frica în sân. Țin minte când am plecat de la familia care avea video, dacă atunci, deci era așa un apanaj al bunăstării și al să ai video. Organizăm video unde? La fratele cutare. Toți ne duceam și stăteam și ne uitam la televizor. Ce să spun? Eu am văzut finala din 1986. La un televizor color, finala lui Steaua, cu din Liga Campionilor. Deci nașa mea avea televizor color și împreună cu polițaiul satului am vizionat meciul lui Steaua la televizor color. Dar mă întorc. Vorbeam despre răpire. Despre răpire. Unde când am plecat de la film, seara, ne-am dus acasă. Mă tot uitam așa, să văd, vine, mă răpește. Răpește cineva de lângă tine. Vine, da. Hai să ne gândim la 666. Și aici e o discuție foarte aprinsă. Tu ți-aduci aminte că pentru mult timp... Și s-ar putea să stăpânești bine domeniul ăsta. Când plățile bancare au luat avânt, ce au spus creștinii? Sistemul bancar e 666. Nu știu dacă ți-aduce aminte. Ba, sigur. Da? Nu le pun în ordine. La un moment dat și pentru mult timp, papa de la Roma este identificat ca fiind 666, fiară. Computerul, de asemenea. La plățile online fac o mică paranteză, doar să spun, nu îi spun numele firme, dar spun doar din ce cuvinte era format. Da. Era vorba în engleză și în limba greacă, Money Dextra. Firma se cheamă Mondex, ca să spun. Da. Money Dextra, deci mâna dreaptă și Money, Dextra, formeau numele companiei care a înființat asta, se cheamă Mondex. Da, mi-aduc aminte. Se spunea că e vorba de plata pe mâna dreaptă, pe cetă pe mâna dreaptă. Și de aici legătura că plata... Mi-aduc aminte de această companie, am văzut și niște filmulețe, tot așa... vizionează-le până nu se șterg, până nu le vor șterge. Da,
Apoi, în momentul în care au apărut codurile de bare pe produse, gata, ăsta e 666. Ce a mai fost 666? Comunitatea Europeană, frate, când a apărut Comunitatea Europeană. Balaurul, cele 12 stele de pe steagul Uniunii Europene. Repede, scormonim, să vedem unde, cum... Statele Unite ale Americii. Ba, unii s-au uitat în carte, în Sfânta Carte, și au zis: voi nu sunteți pe aici. De voi nu zice nimic Sfânta Carte. Zice de ruși, zice de chinezi, de cei de la miază zi, dar nu zice nimic de... Ce mai? Când au... Chipurile RFID? Chipurile RFID, da? Chiar, apropo, auzisem că, cum îl cheamă, pe președintele Chinei, am întrebat o dată pe frații noștri chinezi cum se pronunță Xi Jinping. Jinping, așa. La un moment dat, anul trecut, a lansat ideea asta că, domnule, ar fi bine ca fiecare om să aibă un cod din ăsta RFID ca să, oricum, prin CNP, noi, undeva, în lumea asta suntem un număr, da? Suntem un număr. Iar chipul avem aici, uite. Chipul avem aici. Chipul avem pe cardul bancar. Chipul avem pe pe pașaport, nu? Da. Chipul va fi și pe buletin. Da. Pe cardul de... Deci avem destule, dacă e să o luăm așa. Stai. Atunci trebuie să ne hotărâm. Care-i fiara? Ore la ore. Care-i fiara? După cum se vede, au fost prea multe fiare până în momentul de față, încât să credem că până acum deja s-a decis. Probabil va trebui să mai așteptăm până va veni ceea ce Sfânta Scriptură spune. Și cei care într-adevăr studiază Cartea Sfântă, Apocalipsa, în mod special, și urmăresc vremurile. Foarte important să urmărim vremurile și să vedem care sunt curente. Încă vor veni. Eu zic că perioada în care sunt, acum am spus așa, o părere personală, da, categoric, este o pregătire a ceea ce se va întâmpla. Inclusiv, sunt semne, va mai fi, pentru că acolo e direcția. Până la urmă, noi știm că și nu suntem legați de pământul ăsta până la urmă cu nimic. Așa trebuie să fim până la urmă urmelor. Să fim cu inima în cer și cu toată ființa noastră, cu gândul la Dumnezeu. Dar după cum merg lucrurile, vedem că încetul cu încetul acolo ne ducem. Că ni se limitează drepturile. Limitarea drepturilor. Monitorizarea aceasta e din ce în ce mai facilă, da. Și atenție. Le dau permisiunea să mă monitorizeze pentru că eu îmi doresc, da? Purtând acest device cu mine toată ziua, da? Îmi vine lunar raportul de la Google, pe unde am umblat, câte orașe am vizitat, în fiecare zi, de unde m-am dus până unde m-am dus, cât am stat, totul. Când eram copil mic, mă gândeam, cum poate cerul, cum poate Domnul sus în ceruri să știe tot ce fac eu? Așa mă întrebam când eram mic. Crezând că Dumnezeu are puteri omenești. Acum realizez că lucrul acesta nu este posibil doar sus. Este posibil și aici, între noi, pe pământ. Da? Când s-a pus problema celor două luni de stare de urgență. Aproape mai 15, dacă ți-aduce aminte. Da, am vorbit cu un... parlamentar și am zis: domnilor, ce vreți? Vreți să ne întoarcem înapoi la... Vreți să intrăm din nou în subteran? Pot să spun fraților la biserică: fraților, de duminica viitoare nu mai venim cu telefonul la noi. Da? Setăm ora la care ne vedem, cu lumină discretă, difuză, nu vă luați telefoane, pentru că dacă vă luați telefoane, știu că ați venit la biserică. Asta vreți?
îi spuneam, asta vreți? Se poate. Ne vedem din nou în grupe de casă, stabilim de la săptămână la săptămână când ne vedem. Și la cine? Și la cine? Fără telefon mobil, cu telefonul mobil al gazdei închis sau pus în baie și dat drumul la apă. Că mai, aud că unii așa își fac întâlnirile, nu? Dau drumul la robinet, își lasă telefoanele acolo și ei discută toate cele. Da, sunt convins că perioada asta pe care o traversăm este o perioadă și de testare, să vadă cât de receptivi sunt oamenii, cât de mult ascultă, cât de mult se supun. Sunt convins de lucrurile astea. Dar în același timp mă întreb, noi, zice Sfântul Apostol, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Asta e întrebarea cu care ai vrea să... Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? E, aici este întrebarea, Emanuel, și aș vrea să știm la sfârșitul emisiunii. Până la urmă am vorbit despre efectele acestea negative, despre pericole, de unde vine, cine le face. Dar ce ar trebui să facem noi? Care este atitudinea corectă a creștinului atunci când se află între multitudinea acestea de știri false? În primul rând să bea apă dintr-o sursă sigură. Și izvorul ăsta e aici. Este Sfânta Scriptură. Ce-i drept? Toți citim și o înțelegem diferit, dar există adevăruri capitale care sunt de importanță capitală, pentru care chiar merită să-ți dai viața. Mă refer la adevărurile mari ale Scripturii. Că cu privire la calul alb, calul roșu, calul maro, nu suntem de aceeași, pe aceeași pagină, aceeași înțelegere. Asta e o altă chestiune. 1. Trebuie să ne asigurăm că bem apă dintr-o sursă bună. Și unirea unui om cu Hristos îl aduce pe om, pe omul care a fost pervertit prin căderea din grădina Edenului, care a fost pervertit și păcatul a intrat în el, în noi toți, omul acesta este adus și unit cu adevărul. Odată ce suntem uniți cu Hristos, noi suntem uniți cu adevărul. Ce-i drept? Firea pământească, firea păcătoasă, e în noi. Și calul ăsta nărăvaș, îl încercăm să-l strunim până la capăt, bineînțeles, cu noua natură pe care Dumnezeu a adus-o. Dar îmi aduc aminte, auziți, ce spune cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 17. Mi se pare un sfat bun cu privire la tot ce înseamnă fake news și certitudini și realități. Zice în Fapte 17:10. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii, aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Frații mei, dragii mei, să nu obosim în a cerceta lucrurile. Este chemarea Scripturii, este exemplul credincioșilor din Berea, care la vremea respectivă cercetau Scripturile, și Scripturile lor pe care le cercetau erau scrierile Vechiului Testament. Cu precădere, scrierile Vechiului Testament. Că ulterior scriitorii Noului Testament ajung să socotească ei înșiși ca fiind Scriptură, scrierile lor, asta e o altă discuție. Credincioșii din Berea ascultau la biserică, ascultau la locul de adunare, se duceau acasă și cercetau să vadă. Biblia ne cheamă să facem asta. Biblia ne cheamă să cercetăm și să nu luăm absolut totul ca fiind bun. Am văzut în Sfânta Scriptură
că însuși Mântuitorul ne avertizează cu privire la fake news. Ne putem așa de ușor lua după unul și după altul, să vedem un Hristos aici. Și atenție, nu credem că e un alt Hristos. Adică noi, cei care îl cunoaștem cu adevărat pe Domnul, nu ne așteptăm să mai vedem un alt Mântuitor. Dar o învățătură. Ai ceva care ni se pare interesant și ne ducem. Și ne se duce inima într-acolo. Sfatul meu, cercetați. Un alt sfat practic. Nu beți apă dintr-o singură sursă. Chiar dacă asta este un exercițiu greu la început, da? Dacă asculți doar emisiunea respectivă de la postul ăla, că îl știi tu și ai încredere în el, încearcă să asculți și din partea cealaltă, să vezi. Mi se pare că am ajuns să am acest nas încât să înțeleg și să adulmec de la distanță de multe ori ca informațiile ca fiind minciuni. Sau să înțeleg, citesc o declarație a unui politician, zic, domnule, asta e declarație politică. Atât. Declarație politică. Atât. În tonul ăsta trebuie, în cheia asta trebuie interpretat. E declarație politică. Vreau să vă mai spun ceva. Cei care ne trimit informații, cu ce se legitimează? Cine oferă informația? E o sursă sigură? E o sursă credibilă? Cunoști persoana respectivă? Sau primești materialul pe WhatsApp și îl redirecționezi mai departe? Care este scopul informației? La ce servește? Pentru ce servește? Poate că tu crezi, poate că tu socotești informația aceea de primă mână, dar nu ai nici aplicarea și nici abilitatea să o verifici. Nu poți verifica. Nu suntem nici medici sau, mă rog, unii au devenit specialiști acum în tot ce înseamnă vaccin și toate cele. Nu vă otrăviți, pentru că la urma urmei tot acest fake news ajunge să ne otrăvească sufletul. Să ne otrăvească sufletele. Sfatul meu, să ne ținem tare de Hristos, să ne ținem de cuvânt. Hristos este același ieri, azi și în veci. Hristos este veșnic. Slujim amândoi aceeași împărăție veșnică, singura veșnică și singura vrednică. Foarte frumos. Și atâta timp cât suntem ancorați și legați de Hristos, pentru tot ceea ce înseamnă final, nu suntem înșelați. Că punctual putem crede unul de stânga, altul de dreapta. Unul crede că ăsta este omul, celălalt... Oricum, trebuie să le spunem oamenilor că Mesia a fost unul singur pe pământ care a venit să nu-i mai priviți pe politicienii noștri ca pe un Mesia. Uitați-vă! Uitați-vă la ce se întâmplă. Nu mai intrăm în această discuție. Așa este. Emanuel, îți mulțumesc foarte mult pentru gândurile tale, pentru încurajarea cu care ai încheiat și mai ales pentru modul în care ai prezentat toate aceste motive pentru care nu e bine să dăm ascultare știrilor false și să fim foarte atent la sursa de hrană. La sursa de hrană, acolo de unde ne putem hrăni, bineînțeles, dacă suntem la sursa corectă, sau de acolo unde ne putem otrăvi, dacă suntem la sursa greșită. Îți mulțumesc foarte mult pentru participarea ta și bineînțeles, te aștept la o altă ediție. Și eu mulțumesc pentru invitație și nădăjduim să ne vedem cu bine și până data viitoare să fim sănătoși, să fim în harul Domnului, pentru că depindem de El și mă rog lui Dumnezeu să fiți și să fim bine informați, cum fiind bine conectați. Unde? La Sfânta Scriptură. Doamne ajută! Doamne ajută!
Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ați petrecut împreună cu noi în seara aceasta. Noi de aici vă salutăm, vă mulțumim și vă spunem la revedere!